care comisarul e numai acolo, 30-40 de mii, are la fiecare groapă care nu, nu o sancționează. Iată unii, problemele sunt aici. Și vreau să mă ajut cineva, eu singur, nu pot face nică, eu sunt activist, dar nu jurist. Eu sunt activist și nu pot să merg în judecată. Domnule, eu nu mai să-ți arăt, dar eu am mii de este în științări, în loc poliția pe mine să mă felicite, să-mi dea un premiu ceva. Eu nu spun, dar să dea pentru asta că eu lucrez, că acolo ai văzut la mine scrie, când intră internet, Facebook la Petrovici, acolo scrie, Petrovici lucrează poliția, la poliție. Nu, eu cu poliția informații, dar nu lucrez la asta, dar informații cu poliție le fac. Nu cred că o să găsești un avocat care să vrea pro bono, gratis, să lucreze cu mata, nici măcar o studentă la drept. Dar poate dacă facem o campanie pe internet, adunăm niște bani și cu banii ce e să angajez avocați, poate nu toate 1000 de dosare, la măcar 10 dosare să meargă în instanță până la capăt, poate că ar avea efect. Dacă ar fi, dar la noi nu vine nimeni la Nordul Republic, nici un avocat. Ia că am avut la Bălț o avocat care eu cu rachiu, murit 7 oameni. Auzi, am prins cu rachiu și ala care îmi ții minte când am fost eu atunci, acolo la rachiu și ala care oameni au băut, 7 oameni au murit. Până la urmă au murit prădăvieț și ala care au vândut rachiu, de 50 de ani. De 50 de ani prădăvieț au murit, au consumat rachiu acolo și oamenii care au consumat rachiu de acolo, și acolo am scris procurorul raionului Ieniț. Reșa rachiu și narcoșchi, eu venit să dau la murire eu. Eu le-am dat la murire, dar am scris așa. Reșa rachiului și adifileului trincă și narcoci și tăti este... Deci este comisarul raionului Ieniț. Lasă-vă de el răspuns. Acum, după asta, au plecat procurorul 1 Șefciuc, au plecat 3 procurori, s-au dus, care trebuie să vină în judecat cu mine, care eu am spus că în judecat am strigat la Bălț. Procurorii trebuie de la Ieniț să iasă cu cartușe pe mână. De aici, eu am strigat în judecată. Cătușe. Lasă și cartușe, auzi? Și e... Bun, dar mata, nu poți demonstra că comisarul sau procurorul raionului ține crâșa, cum zici mata, protejează mafia. Asta e o părere. Asta e opinie. Nu e opinie. Eu am dovezi că el apără crâșa, că are documente. Nu-i... Eu nu m-am dat bătut din nimeni, înțelegi? Eu le-am dat dovezi în judecată la toți și pe marșut procurorul... Chistruga, Vologia nu s-a arătat în judecată, el știe că a luat 100 de mii pe acela proces verbal. Și omul primește pensie pe documente false. Și eu nu mă tem, înțelegi. Altul, tot în carieră, a luat, nu poate face. Am spus că eu am sunat și lăsam pe ăștia la policlinică, am sunat la tăți. Omul ăsta care a pătimit în carieră, Trinca, Preașca, Ion, nu poate primi, că el a rămas calic. Și el nu poate primi de la până nu spune adevărul. El are Preașca Ion, un moș la ziarul din România și ala Cardivale de la... Preașca este unul, el e istoric, nu știu, acolo. Lucrează cu ziarul românesc acolo, Divale, la... După, nu știu cum îi spune lui. A ziarul Timpu, cât de Divale? Nu Timpu, de la Vale de Corupții, unii astea, CNA, pe acolo este în etajul... La etajul 4-5, nu știu, este un ziar care tipărește românii. Mm-hmm. Și el este nepotul lui și el a vrut să-i facă. Am spus, nu te vără în treaba asta, că ești băiet de treabă, lucrezi acolo, ca să-ți pierzi locul de muncă. El că a vrut să-i facă. Și acum ce a făcut? Băietul și ala. O luat și s-a implicat în treaba asta, o legat-o pe mătușa de pom. O avea o mătușă și o băut rachiu și bea uiteți o băut rachiu. Și o legat-o sara pe mătușa de pom și căzut dimineață, o găsit-o moartă. Trebuie să aibă dosar penal. Dar aista, fiindcă el a fost în defileu și a pătimit în defileu, a spus că o ticat de pe casă. Și poliția, procuratura nu poate să-l judece pe celălalt. Că dacă el o spune că o ticat de pe... Auzi, a fost în defileu, pe el că spune că el nu o ticat de pe casă. Deci dacă îl judec, vedeți. Și iată dosare, la mine am tot marșutul, eu am oameni care, auzi, am oameni care mi-au dat dovezi, am unii s-au adresat prima instanță, nu s-au adresat la Ieniț, dar s-au adresat în Trinca, la doctor, doctorul mi-au dat în scris cum s-au adresat, el și m-a venit, a venit plin în șibionc cu tătul aici, eu am sunat la procuratură, la poliție, am sunat ca să iei hainele la expertiză,
Și ne-a dat la expertiză. Ne-a dat șleapcă. Domnul Chistruga Volodia ne-a dat șleapcă și pantofi. Dar hainele unii și el înainte. Dar el, băiatul, cu ciorul îi rupt, șede cu ciorul frânt într-o parte, nu i-a pus ciorul la loc. Dar el a mers pe lângă mine, pijam. O mers de file, da, acolo, casa undeva e pe stâncă, acolo în parte și ei. De mai fost la trâncă, știi unii, părți și ele acolo. Și nu avea echipă, zice. Eu am fost, am fotografiat, am pus toate dovezile și avocata din Bălți, care am fost la curtea de apel, a fost judecătoarea de la, asta, avocata de la stat, foarte bine au vestupit. Dar ce folos? Nu a luat în științare, că nu s-a apărut, nu a venit nici procurorul, nu a venit nici așa la nici vinovat, și ăla nu s-a adresat nimic, cât Petrovici și avocatul meu. Gata! Hai să găsim un jurist sau o avocată de nădejde, să facem o estimare de buget și să începem o campanie pe internet de strâns bani pentru asta și să fii mata cu avocatul, cu bugetul și cu mafia. Noi stăm din spate și mediatizăm și eu încercăm să ajutăm. Eu sunt cu toate dovezile. Auzi, eu sunt cu toate dovezile, dau. Ei întrebă un jurist ca să ocupe treaba asta. Păi asta zic, hai să găsim un jurist în care să ai și mata încredere și să fii și cumva și capabil. Și să nu vrea chiar banii de pe lume. Să vedem cam cât costă, eu știu, 1.000, 2.000 de euro, facem o campanie strângem, eu știu, într-o săptămână, într-o lună de la oameni care te urmăresc, poate oameni care au ieșit din trinca, care vor ca acolo să fie protejat de fileu, și cu banii ăștia să mergem în judecată, să obținem și... La trinca, auzi, la trinca nu găsește niște oameni, sunt contra mine, amăși și ești chiar el, auzi, sunt oameni care nu sunt în sat acum, dar să plecați din sat, născuți acolo dacă ăla le pasă de defileu. Sau vor dreptate, poate chiar oameni străini total, poate din altă țară. Ca așa se face, campanii poate să doneze oricine, chiar și un american și un canadian. Eu am primit solicitări din alte țări, Olie. Dar aici nu îi găsesc eu familia la unul, m-am adresat eu la Iedniț, la Bel, la Chișinău, la un avocat, înțelegi? Știi ce mi-a spus el nici? El îmi dai 6.000 de euro și eu mă scriu la CEDO, scriu una. Băi, eu să am 6.000 de euro, nu mă duc de euro, nu mă duc de cariere. Și el și vrea 6.000 de euro pentru o singură cerere la CEDO, cam da. Obraznic, nu? Da, este, el lucrează, el e pe la socialiști acum, nu știu ori. Sunt din ăștia care vor să îmbogățească așa peste noapte. Sunt, Ole, eu chiar am fost, dar nu putem să ies, înțelegi, nu putem rezolva întrebarea cu asta. Că eu îți spun, că acum cu ăsta încă nu am plătit 900 de lei, nu i-am dat la omul ăsta, că nu ne ajung bani, înțelegi? Dar eu cât pot, Valentin Bodorache vine și plânge, n-are bani, băi, n-ați 100 de lei, eu m-am înclicat cu tătul, ia că am prins, am o pensie, m-am răștit cu tătul, am dat-o tătul, am rămas iar gol, înțelegi? M-am dus azi la Edis, mi-am luat cameră și am venit acasă. Și gata. Și crezi că eu sunt bogat, eu atâți ani de zile... Păi asta zic, că nu se plătește, ajunge cât ai cheltuit, mata, hai să punem oamenii la treabă. Găsește vreau omul, estimați auzi bugetul și hai să facem campanie. Primăvară, vara asta să începem. Hai să începem. Eu sunt de acord. Eu vreau să spun cum corupția din Bălți, Vlas, m-a dat afară, a fost Vlas la Bălți, m-a dat afară de la dânsul. M-a dus cu sala sportivă. Centru anticorupție. Da. Acum este unul Tanase. M-a dus. Domn Petrovici ți-a dat răspuns. Măi, cum ne-a dat răspuns dacă au venit neamurile mele din Germania? Au venit aici și au fost cum, de la Bălți, poliția, eu storcat banii de la dâns și vin cu băiatul cel care a venit aici, este ruda, băiatul este tata lui, apoi este nașul de cununie a mamei mele. Cum are? Băiatul a rămas, dar noi ne ducem naș de cununie. Și el a venit cu băiatul lui, dar băiatul lui nu a fost în Moldova niciodată. Și a venit tata cu băiet și la băț s-a dat jos acolo la 15 minute și a văzut băiat că într-o parte fumează băiet și a scos și ei. Dă o țigară de astea, fumează, eu știu că fumează românii, sub țirele, niște țigări acolo. Și m-a s-a dus și fumau băiet și când acolo s-a dus și l-a dat chiar doi de cap și a scris și fumează așa. Și l-a pun, iau, crișa și el, tu mai era pus znacul să nu fumezi, dar ei erau acolo. Și dar pe ăștia fumează și nu te interesează pe tine și el, tu vine în coace. S-a dus băiatul, ne-a povestit tata asta. Și ei când au venit la mine, eu nu am scris la, am științat 902 la Bălți, înțelegi? Și crezi, mi-a dat răspuns, zici, poliția a ridicat picioare toate, și poliția, și procuratura, și securitatea raionului, ei din puteți ești științat, înțelegi?
Dar băieți au fost amenințați noaptea, ei au fost în gostiniță din Iegniță, nu, noaptea au dormit, au fost sâmbătă seara spre duminic, dar duminic erau invitați să vină la mine. Când dimineața eu le sun acolo, zic să iască mașina, trebuie să iei și să-i duc la mine. Că nu am vrut să iei, că acolo el plătea 20 de euro, e cald, e bine, el șede la bar cât vrea el, așa e, face și e treaba ta, dacă nu vrei să vii la mine, eu știu ce fac, eu te prinesc, dacă vrei să vii. Și eu rămas acolo. Eu, știți, sâmbătă seara mă sună de la Bălți. Eu am spus, băi, oamenii sunt în gostinița de la Iedniță, dar voi ne-au sunat pe număr, de telefon, mobil. Dar eu le spun, veniți la mine și mergem împreună la dânsă. Dar eu am venit noapte, la ora 2 de noapte, eu spăriet, înțeleg, și a 2-a, duminică dimineață cum erau, și eu am spus, până la ora 12, nu și urmă de voastră, nu aveți ce vă întâlnim cu Petrovici. Când eu am fost în judecată la Bălți, i-am prins pe băieții ăștia care îmi luau pe vreo. Doi băieți undeva de 39, cam așa, 39, 37, 38 de ani, doi băieți, nu n-am să înțelege, așa, dar sunt decât sportsmeni, acuieva, intrat în stolovă și au luat câte o cofi și eu am băut câte o cofi. Când m-am uitat, dar unul zice, hai mă redisi și poate îmi prinde pe careva acolo. Mă uitam eu care prinde el. Păi cum mă, dracu, numai telefonul ăsta mi-a dat să scot telefonul, am vrut să-i filmez, zice, când să-i filmez, telefonul nu lucrează. Nu lucrează telefonul toată ziua, atunci parcă nervos nu o pot. Acum când eu m-am dus la judecată, m-am întors înapoi, m-am dus la centrul avocaților de Bălți acolo să mă întâlnesc cu un avocat acolo. Nu am găsit avocat, când mă duc întâlnesc cu o față, taman exact acela băiat care era în piață. Mergem la Procuratura Anticorupției din Bălți, să duc și acolo. Și îi cunosc. Dar ei nu pot să-i găsească pe nimeni. Și așa am materialul ăsta și așa șede. Materialul ăsta și așa șede. Oamenii ne-au scris, eu să vezi scrisoare, ne-au scris din România, băiatul șala ne-au scris o scrisoare când nu întâlnit așa țară și nici nu vrea să mai vadă așa țară și nici nu vrea să audă de așa țară. Întâlnit. Ia ca și părerea au lumea. Ruda care cei care au fost șantajată. Da. Pare că mi-ai povestit mă ta de cazul ăsta. Atât spus, eu am materiale și de aici, că aștept, înțelegi? Și dacă nu facem legătură cu nemță și las spui ei de acolo, să vă spui, dar eu am scrisul lor, eu trimis tot scris acasă aici și mă duc la procuratură, la poliție, nimic, înțelegi? Am rugat și la ziarul de gardă, poate să scriem în ziarul de gardă asta, poate să ocupa cineva, mă ajuta cineva, dar nu s-a putut nimic. E bine să fii conștient că chiar dacă găsim un avocat sau o avocată foarte bună, chiar dacă o să adunăm bani pentru onorariu și o să trimiți, eu știu, 10 cereri în judecată, având în vedere cât e de coruptă la noi justiția și cât e de birocratizată, s-ar putea să dureze oha-ha-ha câți ani până o să ajungi la CEDO. Ma ta ai câteva dosare care sunt consumate în Moldova și poți deja să le trimiți la CEDO. Dar și la CEDO se pare că au mafia lor și tare n-ar trebui să ne facem iluzii cât taman în justiție o să reușim.